Oh, oh, ciudățenii, mă bucur că m-am întors! Sunt Bill Cifru! Stan Pines! Știi ce, puștule? M-ai convins! Sunt al tău! Te ajut! Iar la schimb, tu mă poți ajuta cu ceva la care lucrez eu! Stabilind detaliile mai târziu! Bine! Nu uita! Realitatea e o iluzie, universul e o hologramă! Cumpăra aur! Pa! Familia lui Stan, ne întâlnim în sfârșit! Semnul întrebării, steaua căzătoare, pinul! Am avut o presimțire că o să vă întâlnesc! Nu! N-ai nici cea mai mică idee ce mi-ai făcut acum! Știi cum fac eu atunci când... Mă enervez? Cred că face foarte urât atunci când e nervos. Mâncați coșmarele! Dar țineți minte! Negura se apropie! Va veni o zi în viitor când lumea pe care o cunoaște se va schimba! Până atunci, voi fi cu ochii pe voi! Voi fi cu ochii pe voi! Cred că știu pe cineva! Mai, mai, mai! Ești foarte insistent, pinule! Jos pălăria! Tu din nou! Mi-ai dus dorul? Recunoaște! Ți-am lipsit! A fost o slujbă, puștule! Fără ranchiună! Am fost cu... ochiul pe tine! De atunci, recunosc, sunt impresionat! Ideea e că îmi placi! Mă las să-ți dau un indiciu, ha? Vreau doar o mică... favoare! În schimb, o marionetă e un preț mic pe care îl plătești pentru a afla secretele vestului! În plus, cu ce te-a ajutat soră ta în ultima vreme? De câte ori te-ai sacrificat pentru ea, ha? Și când vreodată ți-a întors favoarea? Să vedem! Ala bala porto... Ce? Ce? Nu poate fi adevărat! Ce ai făcut corpului meu? Scuze, pușule! Acum ești marioneta mea! Te-ai apropiat prea mult de aflarea unor răspunsuri importante! Am planuri mari și n-am nevoie de tine să-mi stai în cale! Distrugerea laptopului a fost o bagatelă! Acum mai trebuie să-ți distrug jurnalul! Facem întreceri până jos! Păi cum să mă oprești, dacă nu exiști? Că țineți cai în frâu! O să țin cai. Îi țin eu, monstrule. Dar de ce ai vrea să faci asta? Bill Dipper! Dipper! Șt! Nu vrei să strici spectacolul? Alunecă! Nu vrei să-mi dai mie jurnalul ăla? Exclus! Ia lui Dipper! Nu ți l-aș da niciodată! N-a fost nicio problemă să-l folosești pentru piesa ta! Sau să-l lași baltă când avea nevoie! Așa că revino-ți! Dăm jurnalul sau îți distrug piesa! Foarte bine! Cine și-ar sacrifica toată munca pentru aiuritul lui frate geamă? Stanford Philbrick Pines, prietenul meu! Bill Cifru, ce vrei de la mine? O nu mai face pe slabul de IQ! Știai că mă întorc! Credeai că dacă închizi portalul o să-mi zădărnicești planurile? Am făcut înțelegeri! Am vorbit cu prietenii, m-am pregătit pentru ziua cea mare! Nu poți ține fisura aia închisă pe veci! O să lași garda jos și când o vei face... Pleacă de aici! Nu poți conduce în lumea noastră! Poate nu chiar acum! Lucrurile se mai schimbă, Stanford Pines! Se schimbă! Unde duce cu adevărat portalul ăsta? Se pare că domnul Istețescu s-a deșteptat în final! Se spune că atunci când portalul se termină de încărcat, dimensiunea ta va învăța să petreacă! Corect, băieți? Nu, te voi opri! O să-l închid! Târgu-i târg, cesarule! Nu poți opri apariția punții dintre lumile noastre, dar ar fi distractiv să te urmăresc făcând-o. Chiar drăguț! Cred că nu pot poseda pe nimeni din interiorul colibei. Așa că trebuie să-mi găsesc următoarea victimă de afară!
ciudat! E ăsta? Da, aia e! Acum dă-mi și eu fac partea mea! Sau poate ești gata să pleci din cetățenii? Doar încă un pic de vară. Ups! Oh, nu! Stai! În sfârșit! Da! Ascultați la mine, marionete tridimensionale, pentasensitive și cu viață echilibrată! De un miliard de ani sunt prins în propria dimensiune de căzută, așteptând crearea unui nou univers special pentru mine! Eu sunt Bill, dar îmi puteți spune stăpâne sau conducător spre eternitate! Wow, ce ofertă minunată! Ce zice însă dacă aș rearanja lucrurile în toate orbitele de pe fața ta? E timpul să redecorăm pe aici! Mi-ar prinde bine un castel acum! Petrecerea nu se termină niciodată! Timpul nu mai există și nimic nu are sens! Existența e cu susul în jos, iar eu sunt stăpân! Bun venit tuturor în Ciudat Macedon! Eu care credeam că ziua asta nu poate fi mai bună! Bătrânul 6 degete, aștept de o eternitate să vorbim față în față. Cu extra degetul te potrivești cu ciudații mei. În niciun caz nu mă alătur ție. Îți știu slăbiciunile, Bill. O, da? Eu știu o ghicitoare. De ce face bătrânul așa? Așa? Pentru că am nevoie de o scărpinătoare nouă. Nu-i așa că e interesant? Vechea mea marionetă s-a întors pentru Bisil! Corect! Nu fi erou, băiete! Asta se întâmplă cu eroii în lumea mea! Nu! Dacă aventura ta în această dimensiune continuă, ar putea distruge orice urmă de viață! Predă-te acum sau îmi vei cunoaște furia! Oh, nu! Furia! Ce să mă mai fac eu cu asta? Ce zici de asta? Mamă! L-au omorât pe copilul timpului! A fost distractiv să întorc ciudățenul cu sus în jos, să-i aliniez locuitorii îngroziți și apoi să-i înghesui în acest tron masiv al agoniei umane înghesate. Dominare globală! M-aș putea obișnui cu... Ce? Ne vom întâlni, nu știu unde, nu știu când. O, da, știu că ne vom întâlni într-o zi cu soare. Uite, controlez spațiul, materia. Și acum că bebelușul ăla ciudat nu mai stă în cale, chiar și timpul. Dar n-a fost mereu așa. Crezi că lanțul ăla e prea strâns? Închipuie-ți cum e să trăiești în a doua dimensiune! Minți plate într-o lume plată, cu vise plate! Eu mi-am eliberat dimensiunea Stanford și sunt aici să o elibere și pe a ta! Mai e un singur obstacol! După cum pare, ciudățenia mea nu poate trece granițele acestui oraș! Vezi? E ceva ce mă ține aici! Ascultă, Ford, dacă mi-ai spune care e ecuația, dimensiunea ta va fi în sfârșit liberă! Totul va fi posibil! Ia uite ce chestie! Copiilor alora chiar le pasă de tine! Și ție-ți pasă de ei, nu-i așa? Lasă! Ce vrei să... Nu! Poate dacă îi torturezi pe copii, te fac să vorbești! Nu, copiii, pot să... Nu! Ochiul meu! Ai idee cât durează să regenerezi așa ceva? E mai mult decât perfect! Auzi, genilor, nu știați că zodiacul nu merge decât dacă vă țineți toți de mână? Și în plus, ați reunit absolut tot ce amenință puterea mea într-un cerc super simplu de distrus! Da! Nu ne e frică de tine! Oh, ar trebui să vă fie! Știți, castelului ăsta i-ar prinde bine niște decorațiuni! Când pun mâna pe voi, copii, vă dezansamblez moleculă cu moleculă!
M-ați păcălit pentru ultima oară! Gata, Ford! Timpul a expirat! Copiii sunt la mine! Cred că-i fac felul lunea dintre ei așa de plăcere! Ala! Bala! Porto! Hai! Batem palma! Seamăn foarte bine cu fratele meu, nu-i așa? Ne-am schimbat hainele și nimeni n-a observat. Bun venit în mintea mea! Mă mir că nu te-ai prins! Înțelegerea a picat! Ce se... Nu, 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 nu! Tu, nefericitule, nu-ți dai seama că așa îți distrugi și propria ta minte? Oricum nu foloseam spațiul ăsta pentru mare lucru. Am drumul de aici! Vreau să... De ce nu merge chestia asta? Dai, uite-te la mine! Întoarce-te și uite-te la mine, demon cu un ochi! Ești un tip foarte deștept, dar ai făcut o mare greșeală! Te-ai luat de familia mea! Faci o mare greșeală! Îți dau ce vrei! Bani, faimă, bogății, putere infinită, o galaxie doar a ta! Te rog, nu! Ce se întâmplă cu mine? Să nu se bade de cârpâie de lei! Hai, urmează! Ce se întâmplă? Yeah!